A venit în sprijinul oamenilor de nenumărate ori, dar acum are nevoie și ea de ajutor. O tânără polițistă din Roșiorii de Vede a fost depistată de leucemie după ce a crezut că luase virusul SARS-CoV-2. Din păcate, analizele i-au arătat cumplita veste acum 2 săptămâni, iar medicii din județ au trimis-o la spitalul din Fundeni. Familia sa se împarte între acasă și spital și cere cu disperare ajutor pentru că Andreea Sandu, de 33 de ani, are nevoie de sânge și de ajutor. Astăzi, Andreea a împlinit 33 de ani și tot astăzi a început tratamentul de chimioterapie. Colegii sunt alături și i-au transmis mesaje de încurajare. La mulți ani, Andreuța, să fii puternică și optimistă așa cum te știm toți. Te pupăm! Andreuța, la mulți ani, tată, să fii sănătoasă. Noi suntem alături de tine, te vom sprijini din toate punctele de vedere. Să fii tare, că acasă te așteaptă un soț și 2 copilași. Încă o dată, la mulți ani și multă, multă sănătate! Colega de birou și cea mai bună prietenă a Andreei, Veronica, o descrie pe tânăra polițistă ca pe o femeie puternică și este încrezătoare că va câștiga lupta cu boala. Acum 5 ani, Dumnezeu mi-a oferit ocazia de a cunoaște un om extraordinar. Un suflet frumos, o femeie minunată, o femeie puternică, o soție minunată, o mamă exemplară și o prietenă adevărată. Astăzi, de ziua ta, îți doresc să fii sănătoasă și am încredere în tine că vei câștiga lupta aceasta. La mulți ani, Andreea! Te iubesc, sora mea, și te aștept acasă! Șefii Andreei susțin că tânăra este o persoană cu energie fără margini. O persoană cu energie infinită, zâmbet fără margini. A dat curs tuturor provocărilor profesiei, indiferent de natură, dedicare totală față de familie și copii. Aceasta este Andreea, colega noastră, căreia de ziua ei îi doresc același optimism pe care l-a presărat printre colegi de-a lungul timpului. Sănătate! Acasă, la Roșiorii de Vede, o așteaptă 2 copii și un soț, care acum se împarte între casă și spital, dar și serviciu, pentru că și el lucrează tot la Inspectoratul Județean de Poliție. Andreea are nevoie de sânge. Colegii ei speră că oamenii pe care i-a ajutat o vor răsplăti și vor dona la centrele de transfuzii, specificând numele Andrei Sandu.